Da, ne-am dorit să marcăm. Am început meciul nu așa de bine cum ne doream. Parcă ei ne-au creat o presiune în jumătatea noastră, știam că o să vină. Am găsit alternativa cum trebuia, după aceea ușor-ușor am reglat lucrurile. Am dictat ritmul și intensitatea jocului, am controlat jocul, am avut posesie, am făcut presiune pe mingii pierdute, ne-am creat anumite ocazii, situații, nu ocazii mari, dar totuși ne-am creat tot ca puteam să marcăm. Probabil astăzi n-am fost așa inspirați în ultimii 30 de metri, atacanții, mijlocașii, lateralii care au ajuns în situațiile acelea și terenul poate puțin care a influențat și el, cu toate că arăta foarte bine iarba și cum arăta el. Fericit că n-am luat gol. E important într-o echipă care știam că are nevoie de puncte, știam că o să fie un meci foarte greu, toate meciurile sunt grele pentru că adversarii sunt, păcat că n-am marcat și când nu marcăm e clar că n-ai cum să câștigi meciul. Mă bucură să vedeți că Farul a devenit echipa care sperie în sens. Nu cred că speriem pe nimeni, ne respectă, ăsta e un lucru, ne-am câștigat un respect prin evoluții, prin lucruri, dar asta sperăm să ținem aceeași linie, să ne facem același drum care l-am avut până acum și asta vorbesc cu jucătorii, asta le zic și sperăm să rezultatele să vină, victoriile în continuare. Sunt toate meciurile care trebuie să le jucăm, avem meciuri acasă, avem meciuri în deplasare, toate sunt grele, niciun meci nu seamănă unul cu altul, trebuie să analizăm, să le pregătim și să fim mai buni ca meciul, ca ziua de astăzi, să putem să marcăm, pentru că fotbalul trebuie să marchezi, trebuie să ataci, dacă nu o faci, nu cred că câștigi meciul, se termină doar 0-0. E de vreme, pare că va fi o luptă tare de tot, nu a fost de bun. Vorbim când se termină campionatul regular și după aceea în play-off vedem distanța, vedem punctele care se fac, vedem echipele care cred că o să fie, cum au zis ceilalți colegii mei, multe echipe acolo la luptă și vedem care o să fie mai bun. Nu știu care e mai bun în momentul de față, respectăm pe toți, nu știm care e și că în fotbal e posibil orice. Am aș întreba dacă puteți să faceți o comparație între viitorul campionat 2017 și la lotul. Nu pot, nu am. Nu am cum până când o să se întâmple, când se va întâmpla, atunci voi vorbi despre acest lucru. Săptămâna asta sunt primit și vești bune cu licența să vară UEFA? Da, suntem pe drumul bun. Sperăm ușor, ușor să fie și mai bine, Farul să fie un club puternic din toate aspectele, atât administrativ cât și tehnic, să arate puternic, indiferent cu mine sau cu altul, cu oricine, dar trebuie să arate foarte bine. Acesta e obiectivul nostru, de a crea un club foarte competitiv la Constanța. M-a emoționat 200%, a fost unul din idolii mei, cu ei am crescut, toți am avut, când eram copii, am crescut cu el. Cine n-a crescut cu el sau cu Ilie sau cu toți ceilalți, cu Dumitru, cu Iordănescu și cu Nea Mircea și cu cei din 70. Au fost idolii noștri, așa că respect total din punctul meu. După aceea că am jucat și noi, am făcut-o și noi bine și noi suntem pentru alții. Doamne ajută, mulțumesc și să ne dea sănătate.